Ziua! Vă pup pe toți, dar cu siguranță nu ați venit să mă vedeți pe mine. Ba da, pe mine, nu-i așa? Nu pe mine? Vă pup. Dar eu sunt Pinocchio. Nu sunt Pinocchio. Pe cine ați venit să vedeți, dragii noștri? Pinocchio. Atunci, dați-mi voie să vă prezint momentul care urmează. Nu pot să vă văd pe toți și atunci voi urca pe scenă și vă întreb, înainte vă spun, Teatrul Municipal Traian Grozăvescu din Lugoș este astăzi alături de noi. A venit cu... cu... Nu vă aud! Pinocchio de Carlo Collodi. Vreți să știți cine va fi Pinocchio? Da! Ei, Pinocchio va fi Ileana Căprariu, Gepetto, Constantin Ilie. Ce mai avem noi? Pinocchio, Gepetto? Da! A, da, Zâna, Loredana Lupescu. Cine mai e? Cine? Vulpoiul, Vulpoiul Tudor Trăilă. Exact, motanul Constantin Ilie. E, așa, greierașul Denis Târzin. Mancea Foco, Cristina Velici. Luciniolo, Cristina Velici. Copilul, Loredana Lupescu. Suntem atât de bucuroși că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi. Vă mulțumim din suflet, dragi copii, stați că nu am terminat. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi părinți, bunici, învățători, profesori, toți cei care sunteți astăzi să vă bucurați alături de Teatrul Municipal Traian Grozăvescu din Lugoș și de Pinocchio. Continui! Sunet Cezar Costescu, regia tehnică Florin Ardelean, regia Dan Mirea. În aplauzele voastre, ale dumneavoastră, furtunoase, Pinocchio! Am să fac din tine o păpușă, cea mai iubită păpușă de pe pământ.
Am să te învăț să mănânci travia, să cânți, să dansezi, am să te învăț de toate. Rodița, te vine cu mâncii de mai de mine tot ce-ai da, zis. Uite, promit, acum, gata, gata cu vorba și hai să trecem la treabă. Hai să dau eu merdele și să începem să ciocli. Orice facere e dureroasă, da și rabdă! Hei, dacă nu tai să știi că am să te fac cioroi! Da, nu vreau să fac cioroi! Atunci da și rabdă! Da, 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 da! Mai așteaptă puțin, că dacă mai vorbești nu, să știi că am să te fac câine! Da, nu vreau să fac câine, că ai să mă fac cioroi! Da, ți-am promis că te fac om, dar mai am puțin, uite aici, la, la nas și la căpșor și gata! Ia! Ei, op! Ba! Stai un pic, că eu nu știu să merg! Așa e să mers, uite! Cum e aia? Ce e să merg? Cum, ce, ce? Au, au! Mă doare ele! Încet! Lasă-mă sigur! Dai să mă dacă pot acum! Eu cred că sunt și deștept! Mă! Nici nu e așa de greu! Eu știu să merg! Măi, măi! Ce bine e să fii copil! Păi nu știu să merg! Auzi, o să pot să-și alerg? Da, 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 nu! Oh, nu, dar nu acum, puțin mai târziu! Acum e să merg! Da, da! Așa, 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 bravo! Ce bine e să fii copil! Bravo! Ei, dar așa puțin! Da. Tu nu mi-ai dat încă un nume! Cum să mă cheamă pe mine? Cum să mă cheme pe mine? Ce-o ce-am zis? Cum să mă cheamă? Cum să mă cheme pe mine? Nu e cum, cum să mă cheamă. Cum să mă cheamă? Ia să vedem, doamne! Marcelino! Pe ce să te spune, Marcelino? Să înveți cât de multe, că nu mai așa vei fi un om adevărat. Doamne, îți promite din
te ții de promisiune și să nu minți. Sau titlul ăla, dar nu te închipui că iau minți. Da, păi dacă ai să minți, ai spus să-ți crească? Eu ne-a crezut! Ne-a puțin de puțin, uite așa. Puteți să facem mare, mare treabă. Da, așa. Și cu greu. Da. Nu vreau. Da? Să nu minți, da? Nu minți. Bine. Și acum mă duc la școală. Da, da, da. Te duci la școală, dar uite. Ia și păpușa asta cu tine să țină de urât, da? Mulțumesc, chipuțule. Mulțumesc. Rămâi cu mine și cu tine, da? Uite. Să ne vedem cu mine. Uite, uite, la școală. Da, la revedere, te duc. La revedere. Du-te la școală. Tăticule! Da. Da, o să fie bine, da? Și te lasă. Trebuie să mă gândesc ce să fac eu în drum spre școală. Chiar putea să fac. Aș putea, de exemplu, să cânt ceva, nu? Da. Da, hai că o să cânt eu. Ce suflet bun tu dacă ai avut, că haina ta, la primul gând, tu pentru mine, dacă ți-ai vândut, să pot să merg la școală eu, ca orice om, să iau de la început. Să pot citi, să socotez, de timpul ce începe că eu mulțumesc. Da, dragi copii! Vreau să văd numai decât să citesc. Mâine o să văd să scriu și poi mine o să văd să socotesc. Da, și pe urmă, când mă fac eu mare, mare și frumos, o să fiu și foarte bogat. Și o să-i cumpăr tatălui meu o haină de postav de mai mare frumusețea. Dar ce? Ce spun eu de postav? Dragi copii, o să-i cumpăr o haină de sută mai cu fir de aur și de argint. Și cu nasturi numai și numai de diamant. Da, bietul bătrân merită și el atâta lucru. Până la urmă și-a dat singura lui haină mai proasă, pentru ca eu să pot să merg la școală. Dragi copii, să știți, numai părinții sunt în stare de asemenea sacrificii. Să iubiți și să-i ascultați, da? Da! Dar ce se aude? Ce muzică frumoasă! Pinocchio! Da,
ești groaznic, Pinocchio. Pinocchio! Stop! Dacă toate conștiințele sunt așa de cicălitoare ca tine, eu mă lipsesc, la revedere, n-am nevoie să nu te mai văd niciodată. Pa! Pinocchio! Nici un Pinocchio! Foarte tare m-ai supărat, că am să plec supărat. Să pleci supărat, ca și cum ai supărat pe mine. Iar muzica frumoasă! Dar de unde se aude? Thank you.
vândut? Avem ce dar, pe? Colobana. L-am pentru un venit, fără nicio valoare. Cineva m-a tras pe scoare. L-au tras pe scoare, cum să mă felic. A fost, a fost. Eu stau cu ce mai am făcut acum decât să stau. Să stau și să plâng. Pentru capul meu de lemn. Mi-a pierdut apreciatul că l-a dat la plâng. Ce să mă fac acum? Nu mai știu ce să mai fac. Poftim aici. Coloca. Să te duci să iei abecedar. Și cu restul. Să mergi acasă la bătrânul și să-i dai și să vii cu el neapărat la spectacol. Hai, mulțumesc, domnișoară, nu te mulțumesc! Ce domnișoară bună a trecut aici! Mulțumesc! Cu plăcere! De la revedere! Să nu faci una ca asta!
afară să pleci? De ce? Uite, noi din cauza învățăturii am ajuns în halul în care sunt. Iar uite, eu am ajuns orb și el șchiop. Invers! Invers! Hai, de invers, hai! Ce? Invers! Iarăși invers, că n-am fost în două ori! Invers! Invers, da! Eu orb, tu șchiop! Așa e, eu sunt șchiop și el orb, da? Păi așa mai cred și eu! Da! Dar cum s-a întâmplat? Ce? Că ai ajuns tu șchiop și eu! Eu am ajuns șchiop pentru că am dat la facultate și am căzut. Era orat! Era orat? Nu! Am mers la facultate și am căzut pe scări și mi-a avut piciorul. Așa. Da, erau niște. Da, da. Și? Eu, nu știu, am ajuns eu orb. Cum? Am mers pe stradă. Și odată mi-a căzut un ghimeț în cap. Mi-a căzut un ghimeț mare în cap, așa, era albat. Dar tu nu mergeai singur pe stradă dacă ești ori? Nu, i-a căzut un ghimeț, a rămas așa cu floarea în cap, cu pământul, așa și ieși și da, da, da. Mergea cu mine! Mergea cu mine, da, eu duceam așa de mână, așa. Hai, haide și aici o groapă, așa. E o groapiță, da. Ce? Bine, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru spațiu. Promit să fiu foarte atent de acum înainte pe unde cal. Așa? Și mă duc la școală, la revedere. Așa? Ce? Unde te grăbești așa? Unde te grăbești? Lasă, da, lasă școală. Cum? Ziceai că vrei să faci cumpărături. Da. Păi da, dar pentru a face cumpărături ce-ți trebuie? Bani. Păi bani. Păi să ai bani. Unde să iau? Eu am bani. De unde? Ai bani? Cum? Oh, sunt de aur! Da, 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 da! Are bani de aur! Da! Bonicchio! Pinocchio! Nicola, mă rog! Pinocchio! Tu știi că ai putea să ai de 1000 de ori mai mulți bănuți decât ai acum? Cum? Foarte simplu! Nu departe de aici, ascultă-mă bine! Da! Copilul! Pinocchio! Mă rog! Nu departe de aici, nu departe de aici, acolo, de acolo, este o țară a proștilor. De acolo vin tu, de acolo te-am luat eu pe tine, țara proștilor, da, nu e de acolo, dar este o țara a minunilor. A minunilor. Da, acolo, dacă pui un bănuț de-a tău într-o gropiță, stai așa o gropiță, pui un bănuț de-a tău și a doua zi va crește un copac uriaș. Cu mii de crengi de aur și pe fiecare crenguță de aur vor fi mii și mii de bănuți de aur. Wow. Da! Și cum ai atâta trebuie să faci? Nu! Că dacă ar fi așa simplu, toată lumea s-ar îmbărăți. Păi da! Trebuie să uzi apă fermecată și să te îndepărtezi 100 sau 250 de pași. 300 ce? 300 de ce? De ce? 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 200 de pași, pentru că acești om sunt foarte timizi. Le e rușine să crească așa în văzul tuturor. Da? Ce zici? Trebuie să mă gândesc. Păi de ce să te gândești? Gândește-te. O să fii bogat. Am fi să nu fac o glumită? E glumicios. M-am gândit. Da, nu pot să vin cu voi. De ce? Noi să te îmbogățești, să câștigi mii și mii de bănuți de aur. Și nu putem să întârziem. Dar să mai gândesc un pic. Da? Dar gândește-te bine de tot. O să fii bogat. Ce zici? Am putut să vă fac o glumită? Ce glumită? Ce glumită? Ce glumită? Ce glumită? Și m-am gândit așa. Ce? Deci eu merg așa că vreau să-i spun cu voi și pe urmă să mă întorc și să vin cu voi. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să mergem acum, pentru că, uite luna, da, eu știu că e luna plină și numai nopțile cu luna plină cresc acești comișori. Ce zici? Bine, vin cu voi! Vin cu noi! Da! Bravo!
Bravo, să mergem! Hai să mergem! Să vă ajut cu ceva? Da, care tu, Alisa? Auzi, aia, și să mergem spre țara minunilor! Hai! Da, încolo! Încolo! Ce fie cum se cade, mi-am dat să nu întâlnesc. Să vină
mulțumim, băiețelule! Dar eu mâine o să fiu foarte, foarte bogat! Și atunci, acum bănuți, o să-mi plictează așa de mult, nu-i așa?
dar seama data viitoare să vrea să nu mai fiu bine la tine și vei rămâne toată viața cu asta la cina ta. Dar o să fie cel mai cuvinte copil din lume și o să spune tatăl meu și de tot lumea care este mai mare decât mine. O să fiu cuvinte, cel mai cuvinte o să fiu eu din lumea asta. Era copilul ăla. Pinocchio! Oh, uite! Ce faci? Nu te-ai plictisit singur fără noi? Nu, că eu când am plecat voi, te-a crescut un nas mare care avea și frunze și pe care nu se pune și pe multă plăjă și m-a săpat în acel fel, dar când l-am pățit, nu te-a pățit. Nu m-am plictisit. Mamă, dar ce repede vorbești! Că sunt emoționat, că m-am întâlnit cu voi. Ți-a crescut nas cu crengi? Da! Bun! Se lua! Păi de ce? Dar știi ce facem noi acum? Ce? Ajuta! Nu știu! Lasă nasul! Noi trebuie să săpăm pănuții, să băgăm pănuții în locuri! Stai puțin! Stai puțin! Ce? Păi nu trebuie să mergem în țară cu noi! Nu mai trebuie, pentru că eu am auzit că o furtună uriașă a adus țara minunilor aici! Aici! Bine, atunci! Da! Și putem săpa, uite, cu lăpățica! Ia, da! E lopățica cu care poți să sapi o cropiță și o să... Mă nu mă doare! Pe mine nu te de lemn, așa. Și trebuie să săpăm, să punem bănuți în cropițe. Da, da. Asta că se crească. Unde să sapi? Nu, 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 mai bine acolo. Aici. Noi o să punem... Nu, acolo. Noi o să punem semn. Yeah.
dar să facem că nu știi. Că pe mine mă cheamă Pinocchio. Pinocchio. Oh, Pinocchio. Și bine. Dar doar nu poate să rămâne cu un om. Aici ai inventarea minună. Pinocchio, pe jucăria verde. Aici n-ai nevoie de vegetar. N-ai nevoie de școală. Respectarea jucărilor. Țara cu ici. Pinocchio, nu pot. Dar de ce? Pentru că eu i-am promis zânei cele bune că o să mă duc acasă și o să mă fac copil cu minte. Nu-i așa, copii? Da. Da, eu vreau mai de acasă la tatăl Tibule. Da.
Pinocchio. Ce? Tu știi? Tu știi că tu nu mai ești o bobușă. Dar ce sunt, tăticule? Ești un băiat în carne și oasă.